piciorul drept al iadului nu am fost în stare să mai dorm sau să mănânc de când am fost în iad cu o noapte înainte. În fiecare zi retrăiam iadul când închideam ochii. Totul ce puteam vedea era iadul, urechile mele nu puteau rămâne surde la strigătele celor condamnați, exact ca la un program de televiziune. Am retrăit de nenumărate ori toate lucrurile pe care le-am văzut în iad, în fiecare noapte eu eram în iad. Și în fiecare zi mă străduiam să găsesc cuvintele exacte ca să aduc acest lucru cumplit cunoscut la toată lumea. Iisus a apărut din nou la mine și mi-a zis, la noapte: vom merge în piciorul drept al iadului, fiica mea, nu fi îngrozită, pentru că eu te iubesc și sunt cu tine. Fața Domnului Iisus era plină de tristețe. Și ochii lui.